și ei sunt aleși. Pentru mine e o mare surpriză să-l văd pe Voloșeniu, colegul noastră de partid, care este mereu împotriva deciziilor președintelui. S-a ajuns într-un impas și trebuie să ieșim din situația asta. Nu știu ce trebuie. Dar am sentimentul că din unitatea administrativă numărul 1 din județul acesta, Consiliul Județean, discutăm de potențial faliment al Consiliului Județean, ceea ce este absolut jenant. De aceea, repet, și eu am vrut să iau în dezbaterea această problemă la ședința trecută, dar erau prea puțini colegii prezenți. Astăzi poate că este momentul să discutăm problemele. Mie mi se pare o penibilitate ca voi să ajungeți să vă judecați la tribunalul de la Haga în condițiile în care aveți biroul unul lângă celălalt. Nu puteți să vă adunați să discutați o chestiune legată chiar de licitație împreună și să nu demonstrați unul celălalt care mai este. Sigur, eu nu vreau să vă dau sfaturi. Nu vreau să vă dau sfaturi din considerente care țin de faptul că și eu am ieșuat de foarte multe ori în relațiile cu oamenii și, ca atare, subiectivismul de care vorbea și Ioan Chiși este o realitate evidentă. De aceea, haideți să punem fiecare umărul și să încercăm să scoatem Consiliul Județean din ordine în această situație.